Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 12 mai, ziua 2 cu puiet văros. Avem doar 14 grade. Am să încep cu o precizare, fiindcă în momentul în care lucrez cu albinele, mai stilcesc cuvintele. Așa este. Restilcesc, mă grăbesc, mă și gândesc să zic anumite lucruri și atunci, în grabă, mai stilcesc cuvinte. Și îmi cer scuze pentru acest lucru. Se mai întâmplă. O să încerc să fiu mai clar, să zic cuvintele mai clar și să nu mai stilcesc aceste cuvinte. Sigur, deranjează, dar gândindu-mă la lucru care îl fac în timp, se mai întâmplă. Asta nu înseamnă că nu vorbesc corect sau e vreo problemă. Bun, acum în ziua 2 ce facem noi? În ziua 2 noi facem, sau eu fac următorul lucru, fiindcă fundurile la stupi sunt antivaroa, și atunci am zis așa, trebuie izolate. Trebuie izolate fiindcă puietul văros la mine s-a declanșat din acest motiv. S-a extins puietul foarte tare. După ce s-a extins puietul, a venit frigul și la marginea cuibului puietul a fost afectat. În momentul în care, să spunem așa, puietul este căpăcit, deci în a noua zi, dacă nu are 34 de grade, ciuperca va putea afecta acel puiet imediat. Deci primele 2-3 zile după căpăcire, puietul are nevoie de acest regim termic. Bun, eu am cam neglijat acest lucru. Aceasta este una din greșelile făcute de mine și probabil și cei care au puiet văros, chiar dacă au fund plin, am să vă explic care e treaba și cu fundurile pline. Fundul plin este bun, fiindcă îți asigură regimul termic, dar îl asigură numai în anumite condiții. Să zicem că acea scândură de pe fund e de un centimetru, de obicei îl face din placaj sau din USB și atunci acel regim termic nu mai e chiar termic. Acum zic și eu, dar la fundurile antivaroa vă dați seama că nu are deloc această izolație. Așa că ce voi face eu? Pun acest polistiren în fundul stupului, izolez tot stupii, fiindcă normal nu este exclus să se întindă puietul văros și la alte colonii. După ce am asigurat fundurile, deci regimul termic, ați văzut, am împachetat cuibul în laterale, în stânga și în dreapta am pus câte o placă de polistiren, tot pentru regimul termic, dar am neglijat fundul stupului. Acum eu asta voi face. Cei care aveți funduri pline și considerați că sunt subțiri, puteți să iau o bucată de polistiren, ridicați stupul, ați băga sub stup. Asigurați un regim termic mai bun. Este un pic ciudat că pe 12 mai, în luna mai, pe data de 12, vorbim despre regim termic, fiindcă azi maximă de 14 grade am eu în zonă. De mâine se va încălzi, vor fi vreo 20 de grade, să zic așa. Vor fi vreo 20 de grade de mâine. 20, 16, 18. Dar asta tot nu va asigura puietului acele 34 de grade, fiindcă noaptea vor fi 6 grade, 7 grade.
cam asta este situația. Deci regimul termic este un factor pentru declanșarea puietului văros. Nu este o boală periculoasă, dar iată că în ultimul an, în mai multe stupine, s-a constatat că chiar este destul de gravă situația. Așa că nu o să mă joc cu această boală. Ați văzut un sirop preparat cu diferiți aditivi. O să ajute acest sirop, fiindcă are în compoziție elemente antifungice, elemente antiseptice și va ajuta albina în oarecare măsură. Dar regimul termic trebuie, deci fără el nu cred că se va reuși eliminarea puietului văros. Bun, eu cam asta fac, pun pauză, o să izolez fundurile. Nu știu dacă astăzi o să deschid stupul, dar dacă îl deschid o să dau doar pe rama din margine ca să dau acel sirop. Și cam asta este. Să sperăm că se vor vindeca. Eu sunt convins că tot efortul care îl depun va fi benefic pentru albine. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!